cumva era de așteptat că și anul acesta litoralul românesc va avea de câștigat, dar iată, a fost un weekend. Și la temperaturile de n-avei cum să nu, trebuia să fugi la mare. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Noi suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. Tragedie pe râul Siret. 5 copii s-au înecat în timp ce se aflau la scăldat. Victimele aveau între 14 și 18 ani. Vacanță de coșmar pentru zeci de români. Aceștia au stat mai bine de 9 ore în vama culată după ce autocarul care trebuia să-i transporte spre casă s-a stricat. Tragedie în munții Căliman. O fetiță de 5 ani a murit după ce un copac smuls de furtună a căzut peste cortul în care se afla. Și record de turiști pe litoralul românesc. Peste 250.000 de persoane au luat cu asalt stațiunile de pe malul Mării Negre. Tragedie în apele din județul Bacău. 5 tineri aflați la scăldat pe râul Siret s-au înecat ieri după amiază în zona localității Cotul Grosului. Mai multe detalii are pentru noi și colega noastră Daria Diaconiuc. Bine te-am găsit, Daria. Bun găsit, Daria. Bun găsit, un apel la 112 anunța că mai mulți tineri au intrat în râul Siret și nu ar mai fi ieșit. Timp de 3 ore, cei de la ISU Bacău, împreună cu ajutoarele de la ISU Neamț, au făcut căutări în dreptul localității Filipești din județul Bacău și au scos rând pe rând trupurile tinerilor. Martorii spuneau că aceștia fac parte dintr-un grup mai mare, dar că doar 5 nu au reușit să mai iasă din apă și cei care au ajuns acolo au venit cu două bărci și un echipaj smurd a ajuns la fața locului, iar pompierii au scos rând pe rând aceste trupuri. Vorbim de doi tineri de 14 ani, doi de 17 ani și de unul de 18 ani. În ciuda eforturilor făcute de echipajul smurd, în ciuda eforturilor de resuscitare, manevrelor de resuscitare, iată că s-a declarat decesul pentru toți 5. Cei de la ISU Bacău spun că în ultima perioadă nu am fost din fericire astfel de tragedii, dar iată că vorbim de 5 tineri care au venit practic să se recorească în Siret, iar soarta lor a fost aceasta. Polițiștii continuă cercetările și se va discuta în continuare de un dosar penal. În zilele acestea se va vedea dacă e vorba de ucidere din culpă sau de altceva. Atât de aici. La revedere! Mulțumim, Daria. Un tânăr de 20 de ani a dispărut în apele Crișului repede în cursul zilei de duminică. Potrivit ISU Crișana, bărbatul a intrat în apă ca să se răcorească, dar curenții puternici l-au tras în adânc. Trupul tânărului a fost găsit de pompierii militari și predat medicilor de la ambulanță. În pofida manevrelor de resuscitare efectuate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. El a fost declarat decedat după aproximativ 45 de minute de la scoaterea din apă. Este al treilea caz de nec petrecut în ultimele 7 zile în județul Bihor. Un conflict a izbucnit ieri pe o plajă din stațiunea Eforie Nord. Din primele informații, turiștii s-au luat la ceartă cu salvamarii după ce aceștia le-au atras atenția că în acea zonă scăldatul era interzis din cauza curenților puternici. Deranjați, turiștii au refuzat să-i asculte pe salvamari. Mai mult, i-au jignit spunându-le că nu au nevoie de sfaturile lor pentru că sunt în vacanță și fac ce vor. Scandalul a luat amploare și foarte repede s-a ajuns la pumn și în brâncieli. 4 turiști au fost duși la sediul poliției pentru a fi audiați, iar 3 victime cu răni la față, cap și braț au fost transportate la spital. Călătoriile cu transportul în comun din capitală sunt mai scumpe. Cât costă începând de ieri un bilet la autobuz sau la metrou, vedem imediat la Focus la prima oră. Un incident cumplit a avut loc ieri într-un camping din Munții Călimani. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce un compact smuls de furtună a căzut peste cortul în care se afla. Cu mai multe detalii vine însă colega noastră Andreea Stan. Bine v-am găsit! Fetița se afla împreună cu părinții și cu sora ei mai mare în camping pe Valea Ilvei, acolo unde au mers să-și petreacă weekendul. Au campat într-o zonă neamenajată, iar când au văzut că vremea se înrăutățește, femeia și cele două copile s-au adăpostit în cort. Cei care se aflau la fața locului spun că tatăl a încercat să-și ferească fetițele, însă copacul s-a prăbușit rapid peste cortul în care se aflau. Oamenii au chemat imediat ajutoare, iar la fața locului au intervenit pompierii și mai multe echipaje de ambulanță. Din nefericire, femeia de 34 de ani și fetița de 6 ani s-au ales cu fractură la umăr, respectiv un traumatism cerebral și de șold, iar pentru fetița de 5 ani nu s-a mai putut face nimic. Atât de aici. La revedere!
Incendiu de proporții în Arad după ce groapa ecologică de gunoi a orașului a luat foc. Este pentru a doua oară în ultimele zile când se întâmplă acest lucru. Echipajele de pompieri intervin de peste 30 de ore pentru stingerea focului. Chiar dacă duminică seara a plouat peste Arad, incendiul nu a fost domolit. Vântul puternic și temperaturile ridicate întrețin focarele de incendiu și îngreunează munca salvatorilor. În încercarea de a opri emanațiile de gaze au fost aruncate camioane întregi de pământ peste deșeurile fumegânde. Un incendiu de proporții a mistuit groapa de gunoi a Aradului, aflată pe drumul național Arad-Oradea. Din cele 9 hectare pe care se întinde groapa de gunoi, 3 dintre ele au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a fost atât de puternic încât echipajele ISU trimise la fața locului au avut nevoie de întăriri. Alți 15 pompieri au fost chemați de acasă pentru a interveni. Posibilități de extindere și de propagare. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum și flacără. Intervenția dificilă datorită înălțimii deosebite a gropii și datorită vântului puternic. De vină pentru izbucnirea flăcărilor ar fi arșița cauzată de temperaturile extrem de ridicate din ultimele zile, spun reprezentanții companiei care administrează groapa de gunoi. Bănuim că e vorba de o autoaprindere în depozitul de deșeuri ecologic al municipiului Arad. Se acționează, din câte știu, cu 3 auto speciale ale celor de la Inspectoratul de Situații de Urgență, cu angajații noștri proprii, contractori pentru a acoperi cu pământ. Cât va dura? Mi-e greu să vă spun, depinde cât de puternic a coborât focul în corpul depozitului, care depozit emană și gaz metan în urma descompunerii deșeurilor. A fost un incendiu zilele trecute, s-a stins, astăzi a reizbucnit pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați. Problema mare este poluarea, avem un nor de fum care de la ce am primit noi de la Institutul de Meteorologie se va deplasa spre nord-nord-vest. Un carambol a blocat Valea Oltului. 9 persoane care se aflau în 4 autoturisme au fost grav rănite în teribilul accident. Unul dintre șoferi care se îndrepta spre Râmnicu Vâlcea ar fi pătruns pe contrasens, unde a intrat în plin într-o altă mașină care venea din sens opus, pe care a proiectat-o în celelalte 2 autoturisme. Un bărbat de 30 de ani a fost atât de grav rănit, încât a fost resuscitat la fața locului și transportat la spital cu un elicopter smurd. Și celelalte persoane au ajuns de urgență la spital. Timp de câteva ore, traficul a fost complet blocat între Sibiu și Râmnicu Vâlcea. Ancheta poliției urmează să stabilească ce s-a întâmplat. Excursie de coșmar pentru 30 de români. Aceștia au petrecut mai mult de 9 ore în vama culata. Au dormit pe jos sau pe scaune după ce autocarul cu care ar fi trebuit să plece spre țară s-a stricat. Între turiștii români au fost oameni în vârstă și copii care au trecut vama spre Bulgaria pe jos cu bagajele în mână. Un grup de 30 de români a avut parte de o experiență care pe mulți va lecui de transportul cu autocarul în vacanță. Românii se întorceau din Grecia și ar fi trebuit să fie preluați sâmbătă de un autocar și astfel a început șirul de probleme pentru turiști. Întâmplarea a fost înălată pe pagina de Facebook a Laurei Ivâncioiu, mama uneia dintre turiste. Trebuie să plecem la ora 4, numai că atunci când am ajuns cu toți în port, în Limena, autocarul nu era acolo, am sunat șoferul care n-a spus că a avut o defecțiune. Au ajuns la 12 noapte și pe la 4 dimineața l-a spus că o să vină un autocar pe la 6 jumate, la 6 dimineața l-a spus că o să vină un autocar pe la 7 jumate. A stat în frig, în țari, în aer liber, au dormit pe mese, pe scaune, pe ciment, pe ce a apucat fiecare. Pe la 8 dimineața a venit un autocar care a rămas în Bulgaria, la granița între Grecia și Bulgaria, așa că toată gașca a trecut cu bagajele în brațe granița. Nu știu care a fost reacția, poate că a fost pur și simplu ca să nu mai piardă mult timp dacă ar fi trecut autocar în Grecia. În tot acest timp cât au fost blocați în vama culata, turiștii nu au primit nimic din partea agenției, nici măcar scuze. Vă arăt fața mea groaznic de obosită după ce aștept de la ora 16 o cursă de la Intertur, autocar Tasos București. Așteptăm de la aproape 12 noaptea până acum la 5 dimineața. Stăm și dormim pe mese și pe scaune metalice și pe ciment pentru că așteptăm alt autocar.
Uitați cât de frumos e să mergi în Estul Europei și să folosești servicii românești. Agenția de turism se spală pe mâini și dă vina pe alta agenție care a organizat deplasarea. Noi suntem agenție turist care am scris niște turiști la o agenție care face acest charter. Eu am stat cu turiștii la telefon și cu turiștii care nu erau înscriși prin noi acolo la agenție. S-a stricat autocarul, a fost o organizare foarte proastă, trebuia să trimit autocarul din punctul de vedere din România, imediat cum au zis că s-a stricat autocarul. Nu am avut cu cine să iau legătura de la ei, în afară de domnișoare care nu știa nici dânsa prea multe. Pentru turiștii între turi înscriși la Tabita Tour vom cere despăgubire, adică biletele, prețul, cel puțin prețul biletelor, returnate. Este posibil ca turiștii care au îndurat condițiile dificile să primească banii înapoi pe transport. De ieri a intrat în vigoare lista actualizată a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Acest lucru a însemnat pentru mulți români scurtarea vacanței. Cei care nu erau vaccinați și au vrut să evite carantina s-au grăbit să ajungă până la miezul nopții de sâmbătă în România. Așa se face că vămile au fost supraaglomerate. Cei care se întorc din Grecia fără un test negativ și nu s-au vaccinat împotriva COVID-19 sau nu au trecut prin boală, intră automat în carantină pentru 14 zile. Această familie a venit cu o săptămână mai devreme acasă din vacanță. S-au grăbit să-și facă testele și să ajungă în România, înainte de a intra în vigoare actualizarea statelor cu risc epidemiologic ridicat. Cod roșu și o să trebuia să stăm în carantină și am ales să venim cu o săptămână mai devreme. O săptămână mai devreme? Da. Și ați aveați cazarea plătită? Da, da, da. Și ați renunțat? Da. Am meritat? Asta este. Și nu sunt singurii. Mulți români și-au scurtat vacanța pentru a nu sta în carantină. De unde veniți? Nu, Grecia. Grecia? Nu mi-ar și un drum, la vaccinare. Avem chestiile pe telefon. De asta am și venit. Am renunțat la o zi. Am renunțat la o zi. De ce? Să intrăm în țară. Să intrăm în România noastră frumoasă. Ați vrut să evitați carantina? Sigur. Sigur. Avem servicii. De la oră la oră, coada de mașini se mărea. La intrarea în România, în Vama Ruse, Giurgiu, se lucrează la capacitate maximă. În acest moment au fost deschise 5 artere de circulație pentru toți cei care se întorc din străinătate acasă. Ne aflăm în plin sezon estival. În punctul de trecere a frontierei Giurgiu se preconizează faptul că vom avea valori ridicate ale traficului rutier. În acest sens, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au fost dispuse toate măsurile necesare în vederea fluidizării traficului rutier. După un concediu de vis, așteptarea în vamă nu a fost ușoară. Am avut berea cu mine, e perfect. În acele serioase e frustrant, suntem obosiți după concediu și stai 2 ore în vamă. De astăzi, doar cei care s-au vaccinat sau au trecut prin boală și vin din Grecia sau din orice țară de pe lista roșie, nu stau în carantină. Și copiii cu vârsta de până la 6 ani sunt exceptați de la carantină, la fel și minorii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani, cu condiția să prezinte un test PCR negativ la intrarea în țară. 13 insule din Grecia au fost marcate cu roșu închis din cauza numărului mare de infectări, iar autoritățile europene recomandă cetățenilor să evite să călătorească aici. Cea mai gravă situație este în Mykonos și Ios. Este perioada concediilor, iar stațiunile din sudul litoralului sunt pline și oamenii stau unul lângă altul pe plajă, în apă ori pe faleză. Eforie Nord a fost și în acest weekend în topul preferințelor românilor. Este stațiunea cea mai aglomerată de pe litoralul românesc, iar turiștii abia găsesc loc pe nisip. Pe plajele din Eforie și Costinești se aud doar râsete și țipete de copii, fluiere ale salvamarilor sau muzica dată tare. Mii de oameni se înghesuie sub soarele verii de dimineață până seara, iar întinderea de nisip pare neîncăpătoare. Toți au un singur scop, să uite de griji. Am venit să ne distrăm, nu? E superb, soare puternic, este foarte aglomerat. E mai aglomerat decât mă așteptam. Abia am ajuns, așa că nu pot să-mi dau foarte mult cu părerea, dar pare ok. Eforie Nord rămâne preferata familiștilor și cea mai accesibilă stațiune din punct de vedere al prețurilor. Aici, bugetele de vacanță variază între 3.000 și 5.000 de lei pentru o familie, iar într-o zi de plajă, buzunarul devine mai ușor cu câteva sute de lei.
250-300 de lei. Dacă îți place, nu te uiți la bani. Aici, în stațiunea asta, o să la prețurile chiar sunt accesibile. A fost și în Costinești și acolo e full. Mamaia nu mai zic. Am vrut să vedem și alte stațiuni ale acestui litoral, să experimentez și Eiforie, nord, sud. Eiforie este o stațiune foarte frumoasă, elegantă, pentru toată lumea. Aici vedea, apa e curată, spre surprinderea mea. Pe de altă parte, Salvamari insistă ca turiștii să nu depășească geamandura, să respecte regulile de securitate, iar părinții să-și supravegheze copiii. În aglomerațiile mari de oameni, ei devin primele victime. Afluența de turiști este foarte ridicată, este multă lume. Sunt în pericol copiii. Nu trebuie să lăsați copiii nicio secundă singuri în apă. Copilul poate aluneca dintr-un colac. Copilul nu se neacă la apa adâncă, este mic, se neacă în mal. Pe tot litoralul, gradul de ocupare este de 95%. Prețurile încep de la 1000 de lei pentru un sejur de 3 nopți la un hotel de 3 stele. Zeci de tineri au organizat ad hoc o petrecere în gara din Constanța. Așteptau un tren care a avut o întârziere de peste 2 ore. O locomotivă s-a defectat, iar nervii călătorilor au fost din nou întinși la maxim. Pentru a detensiona situația, câțiva tineri din Piatra Neamț au avut ideea să organizeze un dans pe peronul gării. O mașină a luat foc ieri după amiază pe autostrada Soarelui. Incidentul s-a produs pe sensul de venire spre București, la kilometrul 152. Din fericire, toți cei care se aflau în autovehicul au reușit să iasă la timp. Au încercat chiar să stingă incendiul cu extintorul din mașină, însă flăcările erau prea mari. Cel mai probabil a fost vorba despre un scurt circuit provocat de o supraîncălzire a unui consumator electric. Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii în aplauzele celor peste 1500 de spectatori din Piața Unirii în Cluj-Napoca. Trofeul Transilvania a fost acordat unui film rusesc, iar regizorul și scenaristul Nae Caranfil a fost recompensat la această ediție cu premiul de excelență. Cele mai bune filme de la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2021 au fost premiate în cadrul galei de închidere a evenimentului. Festivalul s-a bucurat anul acesta de un public numeros, ca în vremurile de dinaintea pandemiei. Cred că a fost o ediție perfectă pentru a 20-a aniversare, pentru că am avut incredibil de mulți spectatori, au fost săl pline ca aici la Piața Unirii cu peste 2000 de locuri. Au fost foarte multe filme românești iubite de public. Am avut oaspeți fabuloși de la Sergei Polunin, la Ișvan Sabo, la echipele filmelor românești. Un moment cu totul special a fost cel al discursului lui Nae Caranfil, câștigătorul premiului de excelență. Când eram școlar, imitam semnătura lui taică-mea pe carnetul de note. Într-o zi, diriginta, verificând carnetele, s-a prins de triș. Pedeapsa a fost drastică. 2 săptămâni fără mers la cinema. Vânătorul de balene, debutul regizorului rus Filip Iuriev, a fost recompensat cu trofeul Transilvania în valoare de 10.000 de euro. Premiul i-a fost înmânat chiar de invitatul special al ediției, dansatorul ucrainean Sergei Polunin. Ediția cu numărul 20 a strâns la Cluj pasionați de film din toată lumea. Cred că cel mai mișto lucru de anul ăsta a fost entuziasmul publicului și al invitațiilor. Cred că nu s-a întâmplat în ultimii 19 ani de festival să primim atâtea complimente din partea cineaștilor, în primul rând, care au venit și au venit foarte mulți din Iran, din India, din Anglia, din Italia, Spania. Festivalul Internațional de Film Transilvania este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lung metraj din România. Călătoria cu transportul în comun este de ieri mai scumpă în capitală. Un bilet de autobuz are preț dublu, fapt ce îi nemulțumește pe deplin pe călători, care spun că nu există condiții civilizate în transport. De cealaltă parte, autoritățile spun că tocmai acesta este motivul pentru care s-a scumpit biletul, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de transport public.
1,30 lei pentru o călătorie cu STB-ul și 2,50 lei pentru una cu metroul. Atât au plătit bucureștenii până astăzi ca să circule cu transportul în comun. De acum, lucrurile se schimbă. Vor plăti 3 lei pentru 90 de minute de călătorie la suprafață, indiferent de câte autobuze sau tramvaie schimbă, și tot 3 lei pentru a merge o singură dată cu metroul. Dacă în subteran aveți nevoie de o cartelă cu două călătorii, veți scoate din buzunar 6 lei în loc de 5, iar pentru o cartelă cu 10 călătorii, 25 de lei. Dacă optați pentru o cartelă comună, STB și Metrorex, veți plăti 14 lei pentru 24 de ore, iar pentru cartele separat, pentru o zi întreagă, 8 lei. Iar dacă alegeți varianta abonamentului, trebuie să știți că o cartelă comună costă 140 de lei, iar separat 80 de lei. Dacă vreți să nu mai aveți grija biletului pentru un an de zile, pentru toate mijloacele de transport în comun, abonamentul costă 1200 de lei. Călătorii sunt pe deplin nemulțumiți. Spun că mizeria din stații și chiar din autobuze nu a dispărut odată cu creșterea prețurilor, așa cum s-ar fi așteptat. Foarte proastă, salariile mici, taxele foarte mari, nu avem sub nicio formă condiții de transport. Că în primul rând ar trebui să îmbunătățească timpul de așteptare, mai ales că afară este foarte cald. Pentru calitatea și confortul pe care îl oferă transportul în comun, prețurile în sfârșit, dintr-o dată au crescut fără să aibă un temei. Probabil că noi acum finanțăm modernizarea care va veni. Nu poți să crești un cost cât timp nu crești și un salariu. Și din câte am înțeles, salariile nu au crescut, cred că le-au mărit pentru faptul că oricum sunt oameni care circulă fără să plătească, adică fără cartelă, și probabil din acest motiv. Șoferii și vatmanii speră că această schimbare să-i ajute și pe ei, pentru că stau în condiții grele, mai ales pe timpul verii. Cam 39 de grade. 39. Uitați aici. Și cum rezistați? Cu apă, cu prosoape și cam atât. S-a scumpit biletul, înseamnă bani mai mulți pentru companie? Ei, pentru infrastructură, nu pentru călător. El suferă cel mai mult. Dacă tragem linie, toate prețurile cresc. Cei care conduc STB spun că ultima actualizare a tarifelor a fost în 2008, iar la metrou în 2014. Totuși, autoritățile vin cu o promisiune. Încasările suplimentare se vor reflecta în condițiile de călătorie. Cei care au deja abonamente valabile le pot folosi până la data expirării. Pentru a nu fi renegați de societate și de familiile lor, cei din comunitatea LGBT își ascund adesea orientarea sexuală. Educația sexuală, identitatea de gen sau căsătoriile între persoanele de același sex rămân subiecte tabu pentru mulți români. Însă România, spre deosebire de Polonia sau Ungaria, tinde să devină o țară mai tolerantă, iar referendumul din 2018 pentru familia tradițională este un indiciu în acest sens, spun reprezentanții comunității LGBT. Potrivit unui sondaj Avantgarde dat publicității săptămâna trecută, doar 12% dintre români cred că ar trebui acordate mai multe drepturi comunității LGBT, în timp ce 62% cred că trebuie întărit rolul familiei tradiționale. Intrarea în Parlament a unui partid radical ca AUR potențează intoleranța, spune Florin Buhuceanu, președintele organizației care luptă de aproape două decenii pentru drepturile minorităților sexuale. Mentalitățile societății sunt în schimbare, asta o știm, statisticile aici ne arată că există tot și un progres. Dacă politicienii nu reușesc să vină cu programe de schimbare a mentalităților, ceea ce nu se întâmplă în România, nu trebuie să ne surprindă nivelul ridicat de intoleranță. Parlamentarii AUR lucrează în prezent la un proiect de lege homofob, similar actului normativ din Ungaria lui Viktor Orban, lege care a stârnit reacția multor lideri de state din Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană a condiționat avizarea planului maghiar de redresare și reziliență de renunțarea la această lege. Societatea românească a dat un examen cu foarte multă vreme în urmă, în 2018, a arătat că înțelege care sunt valorile europene. Drepturile mele nu sunt negociabile, nu există drepturi LGBT care sunt negociabile în termenii ăștia. A interzice asemenea informații conform contextului legal actual este o infracțiune. Toți copiii și tineri au nevoie de mai multă educație, nu de mai puțină educație. Pulsul străzii arată însă că părerile sunt împărțite. Ce părere aveți despre căsătorile între persoane de același sex? Nu sunt de acord. Chiar mi se pare destul de acceptabil pentru noi ortodoxi. Chiar și eu am un nepoțel și chiar nu
Nu vreau să avem discuții de genul ăsta, adică să fie ceea ce ne-au lăsat străbunii și bunicii noștri. Nu-mi place când ei ies pe stradă, nu-mi plac când fac parade și chestii de genul. Adică noi oamenii care avem... Nu avem problemă de genul, da? Deci nu afișăm. Ce părere aveți despre căsătorile între persoane de același sex? O părere bună, foarte bună. Trebuie copiii să afle și din școala generală, eventual, sau din, mă rog, din clasele primare, că există și persoane de altă orientare sexuală? Da, normal. Și poate așa ar fi și pregătiți dacă ei cumva ar fi o persoană de genul ăsta, să știe la ce să se aștepte și să nu fie luat prin surprindere. Și potrivit aceluiași sondaj Avangard, 29% dintre respondenți au spus că au o problemă cu persoanele LGBT, în timp ce 50% au răspuns negativ. Ce părere ai? Pentru a doua zi consecutivă, pompierii se luptă să stingă un incendiu forestier care devastează nord-vestul peninsulei grecești a Peloponezului. Echipele de intervenție au declarat că focul este pe cale să fie adus sub control, dar există câteva focare împrăștiate care ar putea stârni un nou foc de proporții. 8 persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii și arsuri în spitalele din regiune, care rămân în alertă potrivit protecției civile grecești. Cu câteva zile în urmă, un incendiu a devastat muntele Penteli lângă Atena. În iulie 2018, 102 persoane au fost ucise în orașul de pe coastă Mati, lângă Atena, cel mai mare număr de morți cauzat de un incendiu din țară. Bună dimineața, Marina! Bună dimineața, Marina. Vă spun și eu, bine v-am regăsit. Da, să știți că vorbim în continuare și la noi de vremea extrem de caldă. E cod galben. Chiar și portocaliu avem, da. În continuare e foarte cald, astăzi vom avea o nouă zi cu temperaturi extreme și vorbim de 40-41 de grade și asta la umbră, să ținem cont. În soare va fi mult mai cald de atât, iar stresul termic va fi ridicat. Și în București vom avea o zi foarte caldă, însă vă dau detalii și vedem exact ce se întâmplă. Vedem cum va fi astăzi vremea pe continent și apoi revin la țara noastră. În Europa, norii vor fi mulți. Sunt anunțate ploi în nord, nord-vest și nord-est, dar și la sud de Marea Baltică, așadar prin Germania și prin Polonia pe acolo. În rest, găsim vreme mai frumoasă, dar în sudul și sud-estul continentului, valul de căldură persistă, iar temperaturile ating și chiar depășesc în unele locuri 40 de grade. La noi, astăzi, persistă canicula în sudul și în estul țării și tot în aceste regiuni, disconfortul termic va fi ridicat. Maximele urcă până la 40 de grade la umbră, iar în sudul Munteniei vom avea chiar mai mult de atât. În schimb, în restul țării, temperaturile vor fi suportabile, nu vor trece de 32 de grade. În centru, nord, în est, dar și local prin vestul țării, vorbim de ploi însoțite de tunete și fulgere, iar vântul o să prindă putere în aceste zone. În București avem parte de o nouă zi foarte caldă. Maxima ajunge până la 38, chiar 40 de grade, iar vântul o să fie mai intens spre seară. Mâine, chiar dacă disconfortul termic rămâne ridicat, să știți că temperatura o să scadă semnificativ, vor fi în cel mult 34 de grade și din acest motiv este posibil să apară ploi de scurtă durată. Și miercuri vom avea condiții de averse însoțite de fenomene electrice, iar amiaza o să aducă în jur de 34 de grade. Cam atât pentru moment, revin ora viitoare cu mai multe detalii, vedem și ce se întâmplă la munte. Irina, Daniel? Marina, mulțumim! Mulțumim, Marina! Etapa a 7-a a Cupei Dacia de la Raliul Sibiului a fost o aventură pentru participanți. Cine sunt învingătorii, aflați în scurt timp la Focus la prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Ghețarii care se topesc în Groenlanda poluează zonele de coastă cu cantități record de mercur. Cantitatea de mercur observată în 3 râuri glaciare și 3 fiorduri din Groenlanda a fost una extrem de ridicată. Nivelul de poluare a atins cote similare cu cele înregistrate pe căile comerciale de navigare din China. România pregătește strategia de licitație pentru surse regenerabile solare la scară largă. Potrivit firmei de avocatură Schoenherr România, investitorii manifestă un apetit din ce în ce mai mare pentru proiectele fotovoltaice la scară largă și așteaptă deciziile executivului.
Bună dimineața, doamnelor și domnilor, am revenit. De care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Tragedie pe râul Siret, 5 tineri s-au înnecat în timp ce se aflau la scăldat. Până acum a fost găsită doar una dintre victime. Vacanță de coșmar pentru zeci de români. Aceștia au stat mai bine de 9 ore în vama Culata după ce autocarul care trebuia să îi transporte acasă s-a stricat. Tragedie în munții Călimane. O fetiță de 5 ani a murit după ce un copac smuls de furtună a căzut peste cortul în care se afla. Și record de turiști pe litoralul românesc. Peste 250.000 de persoane au luat cu asalt stațiunile de pe malul Mării Negre. Căldura sufocantă și norii de praf, aproape ca cel saharian, au fost ingredientele care au marcat etapa a 7-a Cupei Dacia de la Raliul Sibiului. Recunoscută ca o competiție auto extrem de solicitantă și dificilă, Raliul Sibiului a fost extrem de pasionant pentru echipajele puține, dar extrem de valoroase de la Cupa Dacia. Bătălia a fost palpitantă și în ea au intrat cei care își doresc titlul la final de stagiune automobilistică. 8 probe speciale, din care una desfășurată pe noapte, peste 100 de kilometri de traseu extrem de dificil, temperaturi de peste 40 de grade pe alocuri și mult praf, nori de praf. Acestea au fost ingredientele care au condimentat una dintre cele mai spectaculoase bătălii de la Cupa Dacia din acest sezon la Raliul Sibiului. Au fost două zile extrem de intense pentru echipaje, dar care au făcut deliciul publicului prezent în număr mare pe probele speciale. Ce a făcut diferența între concurenți? George Grigorescu, promotorul Cupei Dacia, are după 35 de ani de automobilism cel mai competent răspuns. E un raliu dur, reputat ca tare dinainte, ceea ce a și generat o prezență mai restrânsă, mai ales absența debutanților care au preferat să stea acasă, le-a fost frică de macadamul de aici, care oricum probele sunt deosebit de valoroase din punct de vedere sportiv, selective. Am făcut tot traseul raliului de la A la Z aceste două zile, am transpirat la 50 de grade înăuntru și plăcerea este clară. În schimb, trebuia să rămâi în controlul mașinii, trebuia să știi să gestionezi mașina, să gestionezi anvelopele, adică să mergi atât cât se poate. Cel mai adaptat la căldura insuportabilă, macadamul casant și praful imposibil, a fost echipajul fraților Victor și Mihai Supuran. Cei doi tineri clujeni au făcut un raliu aproape perfect și au câștigat cu aproape 2 minute avans. Ei au preluat și șefia clasamentului general. Probele dure de la Sibiu și-au pus amprenta. A fost destul de solicitat și noi și mașina, dar cel mai important e că am reușit să terminăm cu bine și acest lucru mă bucură. Câte grade ați avut în mașina? Asta e întrebarea. Prea multe ca să le țin. În orice caz am făcut norma de băut, a fost cel puțin pentru jumate de an. Lupta pentru titlul la final de sezon se anunță extrem de palpitantă și e aproape imposibil de dat un prognostic chiar și de către avizați. Urmează raliul Iașului cu un macadam foarte rapid, un alt stil decât aici și orice pronostic este posibil. Plus că mai așteptăm finalul de campionat. Raliul de la Cluj, care sperăm că nu ne facem de a jucăm de-a face ascunselea cu el, și urmând să devin și cadru cupei, care e raliul Nordului sau raliul Bucovinei, care vor mai puncta dintre ele. Așa că încă în raliu jocurile sunt deschise până în ultimul moment. Cel mai mare salariu negociat în România săptămâna trecută depășește 5.000 de euro, iar suma a fost obținută de un inginer IT. Bucureștiul rămâne în topul preferințelor pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă. Vânzările, IT-ul și domeniul financiar au cea mai generoasă ofertă de muncă, arată datele recente. Daniel lucrează în domeniul financiar de 5 luni. A venit din județul Gorj în București pentru facultate, dar și pentru că, spune el, sunt mai multe oportunități aici. Și-a găsit ușor un job și este mulțumit. Eu căutam remote și atunci l-am găsit online și am mers o perioadă online, după care am venit în București. Diana este studentă la Facultatea de Istorie și lucrează în vânzări. Acest domeniu este în topul ofertelor de muncă, așa că nu a fost greu să-și găsească un job. Este ok, foarte solicitat, mai ales pe perioada verii, mai ales că v-am spus, noi vinem înghețată, afară este foarte cald. Au ajuns la temperatură de 40 de grade, dar este frumos, interacționez cu oamenii. Se câștigă bine în vânzări? Da,
E ok, moderat. Pentru un student e ok cât să trăiești. Iar piața muncii este într-o continuă efervescență. Cel mai bine plătit job al săptămânii a fost obținut de un inginer IT, care o să câștige, lucrând de acasă, 5.400 de euro pe lună. Marile centre urbane au cele mai multe oferte de muncă, dar și cea mai mare cerere. În vânzări, IT sau în domeniul financiar se găsesc cele mai multe joburi. O ofertă mai slabă de muncă o au serviciile de frumusețe. Tinerii găsesc din ce în ce mai puține oferte de joburi în acest domeniu. Este și cazul Otiliei. Tânăra este make-up artist și are mai multe diplome în acest domeniu. Și ea a venit din provincie în București, cu speranță că o să găsească jobul visurilor ei. Doar că nu i-a fost ușor și încă este în căutări. O să-mi caut ceva de muncă. În make-up, da, îmi doresc să găsesc un salon de să practic asta. Experții în resurse umane spun că tinerii au un interes din ce în ce mai mare pentru a-și deschide propriile business-uri. Segmentul de medie vârstă până în 30 de ani este majoritar în căutare activă de joburi. Ceea ce este interesant este că se caută joburile din zona digital, IT. Există tineri care sunt foarte interesați să-și facă propriile afaceri, ceea ce nu e rău deloc, pentru că, practic, zona digitală și toată partea de digitalizare conduce la opțiunea de a avea un job sau de a avea o afacere proprie. Joburile remote rămân în continuare în preferințele celor care își caută de muncă. Cum și de unde o să muncim din toamnă? Ce dată aveți? Hai, înainte de debutul pandemiei, munca de acasă era un beneficiu pe care companiile îl acordau angajaților. După ce au experimentat munca de acasă, joburile remote full-time, acesta a devenit un mod preferat de lucru și mulți ar opta pentru a lucra de acasă pe termen lung. Ora de profit.ro se vede în fiecare duminică de la ora 12 la Prima TV. E sărbătoare mare în aceste zile la Timișoara. Capitala Banatului sărbătorește 102 ani de la intrarea trupelor române în oraș. Cam fiecare an, o asociație din Timișoara încearcă să păstreze vii acele momente. Membrii asociației Eugeniu de Savoia s-au îmbrăcat în haine militare din 1919 și au defilat pe străzile orașului. Cei de acum am găsit de cuviință să ne îmbrăcăm aici doma celor care au intrat atunci în Timișoara și alături de ceilalți cetățeni ai orașului să ne bucurăm de o sărbătoare frumoasă. Excelent. Spectaculos și interesant. Da. Istorie frumoasă. Știam programul, că m-am uitat programul orașului toate zilele, dar ei ne-au luat prin surprindere, că discutam altceva. Privirea, sigur că da, am aplaudat și ne-am simțit bine. E bine, aceasta a fost prima oră de focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la OFIX. Rămâneți alături de noi. Plecați. De grade astăzi deja în București. Am fost la puțin, umbră. Până este insuportabil la ora asta. Am scos nasul după tine, am intrat, mi-ajunge. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ora 8, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. Tragedie pe râul Siret. 5 tineri s-au unecat în timp ce se aflau la scăldat. Victimele aveau între 14 și 18 ani. Tragedie și în Munții Călimani. O fetiță de 5 ani a murit după ce un copac smuls de furtună a căzut peste cortul în care se afla. Record de turiști pe litoralul românesc. Peste 250.000 de persoane au luat cu asalt stațiunile de pe malul Mării Negre. Și vacanță de coșmar pentru zeci de români. Aceștia au stat mai bine de 9 ore în Vama Fulata după ce autocarul care trebuia să-i transporte spre casă s-a stricat. Căldura excesivă, joaca și dorința de a se răcori au dus la o tragedie în județul Bacău. 5 tineri aflați la scăldat pe râul Siret s-au unecat ieri după amiază în zona localității Cotul Grosului. Mai multe detalii are pentru noi și colega noastră Daria Diaconiuc. Bună dimineața, Daria. Bine te-am găsit, Daria. Te ascultăm.
Bun găsit! Un apel la 112 anunța că 5 tineri nu au mai ieșit din râul Siret. Martorii au fost cei care practic au sunat și au venit pompierii. Căutări de peste 3 ore din partea echipajelor de la ISU Bacău împreună cu cei de la ISU Neamț, care nu au făcut decât să aducă la mal rând pe rând trupurile acestor tineri. Vorbim de 2 de 14 ani, 2 de 17 ani și un tânăr de 18 ani. Cei care au venit cu ambulanța SMURD au încercat să efectueze manevrele de resuscitare, minute în șir, dar nu au reușit. Trupurile tinerilor nu au răspuns acestor manevre și s-a constatat decesul pentru fiecare în parte. Cei de la ISU Bacău spun că au venit cât au putut de repede, dar nu s-a mai putut face nimic, din păcate. Acei 5 tineri făceau parte dintr-un grup mai mare, ceilalți se pare că au ieșit la timp din apă, după cum spuneau martorii. Acum poliția efectuează cercetări și se va vedea dacă în urma acestui dosar penal se va fi vorba de ucidere din culpă sau de altceva. Atât de aici, la revedere! Daria, mulțumim. Un tânăr de 20 de ani a dispărut în apele Crișului repede în cursul zilei de duminică. Potrivit ISU Crișana, bărbatul a intrat în apă ca să se răcorească, dar curenții puternici l-au tras în adâncuri. Trupul tânărului a fost găsit de pompierii militari și predat medicilor de la ambulanță și în pofida manevrelor de resuscitare efectuate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Este al treilea caz de NEC petrecut în ultimele 7 zile în județul Bihor. Un conflict a izbunit ieri pe o plajă din stațiunea Eforie Nord între turiști și salvamari. Din primele informații, cearta a pornit după ce salvamarii le-au atras turiștilor atenția că în acea zonă scăldatul era interzis din cauza curenților puternici. Deranjați, turiștii au refuzat să asculte, ba mai mult i-au jignit spunându-le că nu au nevoie de sfaturile lor pentru că sunt în vacanțe și fac ce vor. Scandalul a luat amploare și foarte repede s-a ajuns la pumn și în Brâncel. 4 turiști au fost duși la sediul poliției pentru a fi audiați, iar 3 victime cu răni la față, cap și brațe au fost transportate la spital. Festivalul Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii. Cine a fost cinefilii apreciați de critici, vedem imediat la Focus la Prima. Furia naturii și un ghinion fără margine au dus la un incident cuplit într-un camping din Munții Călimani. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce un copac smuls de furtună a căzut peste cortul în care se afla. Cu mai multe detalii vine colega noastră, Andreea Stan. Bine v-am găsit! Fetița se afla împreună cu părinții și cu sora ei mai mare în camping pe Valea Ilvei, acolo unde au mers să-și petreacă weekendul. Au campat într-o zonă neamenajată, iar când au văzut că vremea se înrăutățește, femeia și cele două copile s-au adăpostit în cort. Cei care se aflau la fața locului spun că tatăl a încercat să-și ferească fetițele, însă copacul s-a prăbușit rapid peste cortul în care se aflau. Oamenii au chemat imediat ajutoare, iar la fața locului au intervenit pompierii și mai multe echipaje de ambulanță. Din nefericire, femeia de 34 de ani și fetița de 6 ani s-au ales cu fractură la umăr, respectiv un traumatism cerebral și de șold, iar pentru fetița de 5 ani nu s-a mai putut face nimic. Atât de aici. La revedere! Arde groapa ecologică de gunoi din Arad. Este pentru a doua oară în ultimele zile când se întâmplă acest lucru. De 30 de ore echipajele de pompieri intervin pentru stingerea focului. Chiar dacă ieri seara a plouat peste orașul Arad, incendiul nu a fost domolit. Vântul puternic și temperaturile ridicate întrețin focarele de incendiu și îngreunează munca pompierilor. În încercarea de a opri emanațiile de gaze au fost aruncate camioane întregi de pământ peste deșeurile fumegânde. Un incendiu de proporții a mistuit groapa de gunoi a Aradului, aflată pe drumul național Arad-Oradea. Din cele 9 hectare pe care se întinde groapa de gunoi, 3 dintre ele au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a fost atât de puternic încât echipajele ISU trimise la fața locului au avut nevoie de întăriri. Alți 15 pompieri au fost chemați de acasă pentru a interveni. Posibilități de extindere și de propagare. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum și flacără. Intervenția dificilă datorită înălțimii de
deosebite a gropii și datorită vântului puternic. De vină pentru izbucnirea flăcărilor ar fi arșița cauzată de temperaturile extrem de ridicate din ultimele zile, spun reprezentanții companiei care administrează groapa de gunoi. Bănuim că e vorba de o autoaprindere în depozitul de deșeuri ecologice al municipiului Arad. Se acționează, din câte știu, cu 3 auto speciale ale celor de la Inspectoratul de Situații de Urgență, cu angajații noștri proprii, cu contractori pentru a acoperi cu pământ. Cât va dura? Va dura. Mi-e greu să vă spun, depinde cât de puternic a coborât focul în corpul depozitului, care depozit emană și gaz metan în urma descompunerii deșeurilor. A fost un incendiu zilele trecute, s-a stins, astăzi a reizbucnit pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați. Problema mare este poluarea, avem un nor de fum care de la ce am primit noi de la Institutul de Meteorologie se va deplasa spre nord-nord-vest. Circulația a fost dată peste cap după ce un carambol a blocat Valea Oltului. 9 persoane care se aflau în 4 autoturisme au fost grav rănite în accident. Unul dintre șoferi care se îndrepta spre Râmnicu Vâlcea ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în plin într-o mașină care circula regulamentar, pe care a proiectat-o în alte 2 autoturisme. Un bărbat de 30 de ani a fost atât de grav rănit încât a fost resuscitat la fața locului și transportat mai apoi la un spital cu un elicopter smurd. Și celelalte persoane au ajuns la urgență la spital. Timp de câteva ore traficul a fost complet blocat între Sibiu și Râmnicu Vâlcea. O anchetă a poliției urmează să stabilească ce s-a întâmplat. 30 de români au petrecut mai mult de 9 ore în Vama Culata. Au dormit pe jos sau pe scaune după ce autocarul pe care ar fi trebuit să îl folosească pentru a se întoarce în țară s-a stricat. Între turiștii români au fost oameni în vârstă și copii care au trecut Vama spre Bulgaria pe jos cu bagajele în mână. Un grup de 30 de români a avut parte de o experiență care pe mulți va lecui de transportul cu autocarul în vacanță. Românii se întorceau din Grecia și ar fi trebuit să fie preluați sâmbătă de un autocar și astfel a început șirul de probleme pentru turiști. Întâmplarea a fost semnalată pe pagina de Facebook a Laurei Ivancioiu, mama uneia dintre turiste. Trebuie să plece la ora 4, numai că atunci când am ajuns cu toți în port, în Limenas, autocarul nu era acolo, am sunat șoferul care n-a spus că a avut o defecțiune. S-au ajuns la 12 noapte și pe la 4 dimineața le-a spus că o să vină un autocar pe la 6 jumate, la 6 dimineața le-a spus că o să vină un autocar pe la 7 jumate. Au stat în frig, în țari, în aer liber, au dormit pe mese, pe scaune, pe ciment, pe ce a apucat fiecare. Pe la 8 dimineața a venit un autocar care a rămas în Bulgaria, la granița dintre Grecia și Bulgaria, așa că toată gașca a trecut cu bagajele în brațe granița. Nu știu care a fost reacția, poate că a fost pur și simplu ca să nu mai piardă mult timp dacă ar fi trecut autocar în Grecia. În tot acest timp cât au fost blocați în Vama Culata, turiștii nu au primit nimic din partea agenției, nici măcar scuze. Vă arăt fața mea groaznic de obosită după ce aștept de la ora 16 o cursă de la Intertur, autocar Tasos București. Așteptăm de la aproape 12 noaptea până acum la 5 dimineața. Stăm și dormim pe mese și pe scaune metalice și pe ciment pentru că așteptăm alt autocar. Uitați cât de frumos e să mergi în Estul Europei și să folosești servicii românești. Agenția de turism se spală pe mâini și dă vina pe alta agenție care a organizat deplasarea. Noi suntem agenție turist care am scris niște turiști la o agenție care face acest chat. Eu am stat cu turiștii la telefon și cu turiștii care nu erau înscriși prin noi acolo la agenție. S-a stricat autocarul, a fost organizare foarte proastă, trebuia să trimit autocar din punctul de vedere din România, imediat cum au zis că s-a stricat autocarul. Nu am avut cu cine să iau legătura de la ei, în afară de domnișoare care nu știa nici dânsa prea multe. Pentru turiștii intraturi înscriși la Tabita Tur vom cere despăgubire, adică biletele, prețul, cel puțin prețul biletelor, returnate. Este posibil ca turiștii care au îndurat condițiile dificile să primească banii înapoi pe transport. Începând de ieri, 1 august, a intrat în vigoare lista actualizată a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Acest lucru a însemnat pentru mulți români scurtarea vacanței. Cei care nu erau vaccinați și au vrut să evite carantina s-au grăbit să ajungă până la miezul nopții de sâmbătă în România. Așa se face că vămile au fost supraaglomerate. Cei care se întorc din Grecia fără un test negativ și nu s-au vaccinat împotriva COVID-19 sau nu au trecut prin boală intră automat în carantină pentru 14 zile.
Această familie a venit cu o săptămână mai devreme acasă din vacanță. S-au grăbit să-și facă testele și să ajungă în România, înainte de a intra în vigoare actualizarea statelor cu risc epidemiologic ridicat. Cod roșu și o să trebuia să stăm în carantină. Am ales să venim cu o săptămână mai devreme. O săptămână mai devreme? Da. Și ați, aveați cazarea plătită? Da, da, da. Și ați renunțat? Da. Am meritat? Asta este. Și nu sunt singurii. Mulți români și-au scurtat vacanța pentru a nu sta în carantină. De unde veniți? Din Grecia. Grecia? Să ne arătați și un cumva la vaccinare. Avem testele pe telefon. De asta am și venit. Am renunțat la o zi. De ce? Să intrăm în țară. Să intrăm în România noastră frumoasă. Ați vrut să evitați carantina? Sigur. Sigur. Avem servicii. De la oră la oră, coada de mașini se mărea. La intrarea în România, în Vama Ruse, Giurgiu, se lucrează la capacitate maximă. În acest moment au fost deschise 5 artere de circulație pentru toți cei care se întorc din străinătate acasă. Ne aflăm în plin sezon estival. În punctul de trecere a frontierei Giurgiu se preconizează faptul că vom avea valori ridicate ale traficului rutier. În acest sens, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au fost dispuse toate măsurile necesare în vederea fluidizării traficului rutier. După un concediu de vis, așteptarea în vamă nu a fost ușoară. Am avut berea cu mine, e perfect. În acele serioase e frustrant, suntem obosiți după concediu și stai 2 ore în vamă. De astăzi, doar cei care s-au vaccinat sau au trecut prin boală și vin din Grecia sau din orice țară de pe lista roșie nu stau în carantină. Și copiii cu vârsta de până la 6 ani sunt exceptați de la carantină, la fel și minorii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani, cu condiția să prezinte un test PCR negativ la intrarea în țară. 13 insule din Grecia au fost marcate cu roșu închis din cauza numărului mare de infectări, iar autoritățile europene recomandă cetățenilor să evite să călătorească aici. Cea mai gravă situație este în Mykonos și Ios. Se simte că este perioada concediilor și se vede asta și în stațiunile din sudul litoralului, care sunt pline. Oamenii stau unul lângă altul pe plajă, în apă, ori pe faleză. Eforie Nord a fost și în acest weekend în topul preferințelor românilor. Este stațiunea cea mai aglomerată de pe litoralul românesc, iar turiștii abia găsesc loc pe nisip. Pe plajele din Eforie și Costinești se aud doar râsete și țipete de copii, fluiere ale salvamarilor sau muzica dată tare. Mii de oameni se înghesuie sub soarele verii de dimineață până seara, iar întinderea de nisip pare neîncăpătoare. Toți au un singur scop, să uite de griji. Am venit să ne distrăm, nu? E superb, soare puternic, este foarte aglomerat. E mai aglomerat decât mă așteptam. Abia am ajuns, așa că nu pot să-mi dau foarte mult cu părerea, dar pare ok. Eforie Nord rămâne preferata familiștilor și cea mai accesibilă stațiune din punct de vedere al prețurilor. Aici, bugetele de vacanță variază între 3.000 și 5.000 de lei pentru o familie, iar într-o zi de plajă, buzunarul devine mai ușor cu câteva sute de lei. 250-300 de lei. Dacă îți place, nu te uiți la bani. Aici, în stațiunea asta, o să la prețurile chiar sunt accesibile. A fost și în Costinești și acolo e full. Mamaia, nu mai zic. Am vrut să vedem și alte stațiuni ale acestui litoral, să experimentez și Eforie, Nord, Sud. Eforie este o stațiune foarte frumoasă, elegantă, pentru toată lumea. Dai ce vedea, apa e curată, spre surprinderea mea. Pe de altă parte, salvamarii insistă ca turiștii să nu depășească geamandura, să respecte regulile de securitate, iar părinții să-și supravegheze copiii. În aglomerațiile mari de oameni, ei devin primele victime. Afluența de turiști este foarte ridicată, este multă lume. Sunt în pericol copiii. Nu trebuie să lăsați copiii nicio secundă singuri în apă. Copilul poate aluneca dintr-un colac. Copilul nu se neacă la apa adâncă, este mic, se neacă în mal. Pe tot litoralul, gradul de ocupare este de 95%. Prețurile încep de la 1000 de lei pentru un sejur de 3 nopți la un hotel de 3 stele. O mașină a luat foc ieri după amiază pe autostrada Soarelui.
Incidentul s-a produs pe sensul de mers spre București la kilometrul 152. Din fericire, toți cei care se aflau în autovehicul au reușit să iasă la timp. Au încercat chiar să stingă incendiul cu extintorul din mașină, însă flăcările erau prea mari. Cel mai probabil a fost vorba despre un scurt circuit provocat de o supraîncălzire a unui consumator electric. Cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii în aplauzele celor peste 1500 de spectatori din Piața Unirii, în Cluj-Napoca. Trofeul Transilvania a fost acordat unui film rusesc, iar regizorul și scenaristul Nae Karanfil a fost recompensat la această ediție cu premiul de excelență. Cele mai bune filme de la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2021 au fost premiate în cadrul galei de închidere a evenimentului. Festivalul s-a bucurat anul acesta de un public numeros, ca în vremurile de dinaintea pandemiei. Cred că a fost o ediție perfectă pentru a 20-a aniversare, pentru că am avut incredibil de mulți spectatori, au fost săli pline ca aici la Piața Unirii cu peste 2000 de locuri. Au fost foarte multe filme românești iubite de public. Am avut oaspeți fabuloși de la Sergei Polunin, la Ișvan Sabo, la echipele filmelor românești. Un moment cu totul special a fost cel al discursului lui Nae Karanfil, câștigătorul premiului de excelență. Când eram școlar, imitam semnătura lui taică-meu pe carnetul de note. Într-o zi, diriginta, verificând carnetele, s-a prins de triș. Pedeapsa a fost drastică. 2 săptămâni fără mers la cinema. Vânătorul de balene, debutul regizorului rus Filip Iuriev, a fost recompensat cu trofeul Transilvania în valoare de 10.000 de euro. Premiul i-a fost înmânat chiar de invitatul special al ediției, dansatorul ucrainean Sergei Polunin. Ediția cu numărul 20 a strâns la Cluj pasionați de film din toată lumea. Cred că cel mai mișto lucru de anul ăsta a fost entuziasmul publicului și al invitațiilor. Cred că nu s-a întâmplat în ultimii 19 ani de festival să primim atâtea complimente din partea cineaștilor, în primul rând, care au venit și au venit foarte mulți din Iran, din India, din Anglia, din Italia, Spania. Festivalul Internațional de Film Transilvania este primul și cel mai mare festival dedicat filmului de lung metraj din România. Pentru mulți dintre noi, sportul a devenit un mod de viață. Alergăm, mergem pe bicicletă, pe scurt suntem din ce în ce mai activi și îi admirăm pe sportivii de performanță pentru calitățile lor fizice, mai ales că în aceste zile se desfășoară și Jocurile Olimpice de la Tokyo. Așa este. Ce nu știm însă este că o mișcare greșită sau o sesiune de încălzire făcută neatent poate duce la traumatisme periculoase. Așadar, invitatul nostru de la această oră este Alin Popescu, medic primar, medicină sportivă, colaborator de aproape 2 decenii al Federației Române de Rugby. Bună dimineața, Alin. Bună dimineața și telespectatorilor prima. Alin, văd că ai venit cu obiectul muncii, ca să spun așa. Obiectul muncii, da. Ești autorul unei cărți despre traumatologia sportivă. Ai ales sporturile colective de contact. De ce acest domeniu? Cui se adresează, de fapt, această carte, Alin? Așa cum am și fost prezentat, sunt de 19 ani în cadrul Federației Române de Rugby. Am început ca medic la Naționale de Juniori. Ulterior am avut câțiva ani buni echipa de seniori pe mână. Sunt de aproape un deceniu directorul medical al Federației și prin prisma acestui traseu profesional era normal să mă refer la sportul de contact. Împreună cu colega și prietena mea Laura Cupșa am scris această carte plecând de la ideea că întotdeauna în sporturile colective numărul traumatismului este mai mare, ceea ce este firesc, că avem mai mulți jucători. Să ne gândim, de pildă, că în jocul de rugby, pe foaia de meci, sunt 23 de jucători. Da. 15 în teren, încă 8 rezerve. Rugby e un sport pe care, deși nu îl cunoșteam acum 2 decenii, când m-am apropiat oarecum întâmplător de fenomen în calitate de medic rezident de medicină sportivă, mă fascinează prin faptul că fiecare tipologie își găsește locul. E atât de mare diferența între numărul 2, să zic, și numărul 9, între talonori și demiul de mele, și sunt în același teren, în aceeași echipă. Din acest punct de vedere, nu ne-am referit doar la rugby. Coperta am încercat să fie cât mai sugestivă. Dacă vedeți, este un rugbist, o handbalistă și un fotbalist. Am încercat să îmbinăm un pic toate aceste lucruri. Plecăm de la ideea că
Credeai că nu sunt pregătit? Da, nu. Nu există așa ceva. Pe principiu, cine știe, cunoaște. Eu încercăm, da, da, da. Da, și îți arăt coperta a 4 atunci. Și din acest punct de vedere, această carte se adresează celor care practică aceste sporturi, dar și alte sporturi individuale. Să nu uităm că și în sporturi care nu sunt de contact, pentru că amintea în prezentare la început de alergare și așa mai departe, și acolo există o serie întreagă de patologii. Eu sunt alergător. Dacă mă apuc să citesc cartea, mi se adresează sau... Într-o anumită proporție, da. Da. Într-o anumită proporție, da. Dacă deschidem prima pagină, capitolul scrie patologia musculară. Okay. Patologia musculară este o patologie în mod esențial sportivă, reprezentând între 10 și 55% din ansamblul leziunilor în activitatea fizică. Okay. Câtă patologie musculară nu are și un alergător? Așa este. Care poate să se datoreze atât unei încălziri ineficiente. Nu e cazul tău, pentru că ai o anumită experiență și astea sunt, din punctul meu de vedere, greșeli de începător, dar există și o patologie oricum evitabilă, dar nu complet evitabilă, ținând de oboseală, un anumit grad de deshidratare. Dar care sunt cele mai frecvente traumatisme în rândul celor care practică sportul de performanță? Aici ar trebui un pic să defalcăm în funcție de sport, pentru că sportul de performanță e relativ global. E destul de bogat. E destul de bogat. Dacă ar fi să sumarizăm, dar sunt date neoficiale, așa ad hoc, probabil articulația genunchiului, atât leziuni meniscale cât și leziuni ligamentare, articulația umărului, articulația gleznei și patologia aceasta musculară. Și cât se recuperează? În peste 90% din cazuri, recuperarea este completă. Eu am avut pentru mine, în experiența asta de două decenii, probabil că dacă ne referim doar la patologia aparatului locomotor și excludem traumatisme cervicale care au, în fine, un pronostic destul de sumbru, nu doar în rugby, ci în general, în sport, în viață, dacă, repet, ne referim strict la articulații, tendoane, mușchi, cea mai urâtă accidentare posibil este ruptura completă de tendon ahilean. Și am văzut și așa ceva, o ruptură completă de tendon ahilean la un jucător chiar din echipa națională de rugby, care după un an a revenit în activitate. Deci, practic orice, dacă se sau aproape orice, dacă se operează și mai important decât operația, se recuperează corect ulterior, pentru că mulți zice, cine te-a operat, unde te-a operat, e rezolvat. Da, nu, important e recuperarea. Operația înseamnă 49%. 51% înseamnă recuperare. Pentru că tu, dacă nu ai reușit din punct de vedere funcțional să redai omului articulația respectivă, cum se spune, pe RMN e foarte frumoasă imaginea, el de fapt nu mai poate să-și desfășoare în parametrii normale activitatea lui de zi cu zi. Ce sfaturi ai pentru cei care sunt începători sau care sunt amatori și au aere de, să zicem, profesioniști? Să lase aerele, în primul rând. Ceea ce e corect. Aerele sunt foarte periculoase. Aerele sunt foarte periculoase și am văzut de multe ori, eu în fine 13 ani lucrez și într-o clinică mare privată din București și vin deseori sâmbătă-neață când sunt la muncă patologii de astea musculare, rupturi fibrilare, de la băieți cu aere, evident de profesioniști, care joacă vineri seara un fotbal cu băieții, intră pe teren și încearcă mingea și dau un șut de la năpraznic, primul și ultimul din seara aia, ca să vadă ei cum merge. Și ăla a fost. După aia vine sâmbătă-neață să vadă un metru de cel sportiv. Cam asta. Aerele îți dau senzația. Altfel, revenind serios și încercând un răspuns la întrebarea ta, trebuie să avem grijă, evident, mai ales acum când sunt 40 de grade, la o hidratare foarte bună, să nu uităm că, practic, în corpul uman peste 50% e apă. Deci noi suntem predominant apă și dacă ne deshidratăm, mușchiul o să țipe și o să reacționeze prost. Trebuie, evident, o încălzire care să vizeze toate grupele musculare, dar mai ales cele care sunt implicate în efortul specific, să avem foarte multă grijă la echipament, pentru că nu poți alerga de pildă cu orice pantof, hai că ieșim la alergare și om vedea, cred că ești de acord cu mine. Și evident, în măsura în care se poate, am mulți prieteni alergători și nu vreau să îi irit în niciun fel în dimineața asta de luni, dar într-o anumită măsură, dacă ne ferim de pildă la alergare, ar trebui să avem un pic grijă și la suprafața pe care o
desfășurăm. Da. Adică în mod normal nu poți să alegi numai pe ciment sau pe asfalt. Atunci, ca să sumarizăm greșelile, nu ne încălzim, avem niște pantofi care nu sunt de alergare și dăm drumul pe ciment, sperând că în fix două săptămâni facem un semi-marator. Foarte adevărat. Știm. Subiectul e interesant și pentru profesioniști și pentru cei ca noi, amatorii. Unde găsim cartea? Cartea momentan, ea e încă caldă, e miros așa de la tipografie. Momentan distribuția este online pe pagina mea de Facebook, pe Dr. Alin Popescu, pe Laura Cupșa, pe blogul meu pe medicsportiv.ro sunt detaliile. Probabil că în curând va exista și în câteva librării fizice. Okay. Din punctul meu de vedere, este o carte care merită luată pentru cei care sunt implicați în fenomenul sportiv, indiferent că sunt sportivi semi-amatori sau semi-profesioniști, dar și kinetoterapeuți, masori și medici care au contact cu zona aceasta. Ceea ce vreau să punctez este că este foarte bogat ilustrată. Ceea ce ajută foarte mult. Pentru că consider întotdeauna că o imagine poate să fie mai mult decât o superioară. Da, arată exact ceea ce Mulțumim tare mult. Alin, noi ne mai vedem joi. Rămâne să discutăm atunci altceva. Nu spunem despre ce. Ne vom vedea mai mult decât s-ar crede, să spun așa. Mulțumim mult de tot pentru intervenție, Alin. O săptămână excelentă tuturor și mențineți-vă activi. Mulțumim. De ieri, un bilet pentru transportul în comun în București este mai scump, poate prea scump pentru condițiile oferite. De exemplu, un bilet de autobuz are prețul dublu, iar pentru metrou și transportul de suprafață au apărut biletele comune de transport. Autoritățile spun că tocmai calitatea scăzută din acest moment este motivul pentru care s-a scumpit biletul pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de transport public. 1 leu și 30 de bani pentru o călătorie cu STB-ul și 2,50 lei pentru una cu metroul. Atât au plătit bucureștenii până astăzi ca să circule cu transportul în comun. De acum, lucrurile se schimbă. Vor plăti 3 lei pentru 90 de minute de călătorie la suprafață. Pentru a doua zi consecutivă, pompierii se luptă să stingă incendiu forestier care devastează nord-vestul peninsulei grecești a Peloponezului. Echipele de intervenție au declarat că focul este pe cale să fie adus sub control, dar există câteva focare împrăștiate care ar putea stârni un nou foc de proporții. O persoană a fost spitalizată cu probleme respiratorii și arsuri în spitale din regiune, care rămân în alertă potrivit protecției civile grecești. Cu câteva zile în urmă, un incendiu a devastat muntele Penteli lângă Atena. În iulie 2018, 102 persoane au fost ucise în orașul de coastă Mati, lângă Atena, cel mai mare număr de morți cauzat de un incendiu din țară. Cumpli ce se întâmplă acolo, Marina? Bună dimineața! Bună dimineața! Dar nici temperaturile din România nu sunt de ignorat. Da. Temperaturi foarte mari în Grecia, de asta se întâmplă și acest lucru și vegetația foarte uscată și iată că au loc astfel de combinație nefericită. Da. De asemenea, și în Turcia și în Italia se întâmplă astfel de lucruri. Da? Serios? Da. La munte, să știți că mai scad temperaturile și avem parte de ploi. De asemenea, ne confruntăm în continuare cu valul acesta de căldură. Astăzi, temperaturi insuportabile, putem spune 40 de grade, chiar 41 de grade și nu uitați că aceste temperaturi sunt la umbră. Vă dați seama că la soare temperaturile vor fi mult mai mari de atât. Iar în partea de sud și sud-est și ți-o prezint după ce. Da. Cu siguranță dacă te vei duce cu copiii într-un spațiu de joacă, la prânz, o să vezi că temperatura chiar trece de 50 de grade. Depinde și din ce sunt acele. Nu, tocmai că nu. Nu mergem, rămânem în casă. Foarte bine. Haideți să vedem mai multe detalii. Astăzi persistă canicula în sudul și în estul țării și tot în aceste regiuni disconfortul termic va fi ridicat. Maximele urcă până la 40 de grade la umbră, iar în sudul Munteniei vom avea chiar și mai mult de atât. În schimb, în restul țării, temperaturile vor fi suportabile, nu vor trece de 32 de grade. În centru, nord, în est și local prin vestul țării, vorbim de ploi, însoțite de tunete și fulgere, iar vântul o să prindă putere în aceste zone. Mâine, temperaturile mai scad puțin și prin sudul țării, doar în lunga Dunării vor fi mai ridicate în jur de 35-36 de grade, iar stresul termic rămâne ridicat. Vom avea nevoie și de umbrelă. Sunt așteptate ploi în nord-vestul țării și prin centru, iar spre seara versele cuprind și sudul teritoriului. În București,
Avem parte de o nouă zi foarte caldă. Maxima ajunge până la 38, chiar 40 de grade, iar vântul o să fie mai intens spre seară. Mâine, chiar dacă disconfortul termic rămâne accentuat, să știți că temperatura o să scadă semnificativ. Vor fi cel mult 34 de grade și sunt șanse mari să apară ploi de scurtă durată. Și miercuri vor fi condiții de averse însoțite de fenomene electrice, iar amiaza o să aducă 34, chiar 35 de grade. La munte se mai răcorește în masivele vestice, dar și în cele nordice, iar vremea devine instabilă în a doua parte a zilei. Vin ploi torențiale, iar izolat vântul poate lua aspect de vijelie. Să știți că nu este exclus să apară și grindina. La Sinaia, iată, se vor înregistra 26 de grade, iar la Stâna de Vale 20. Cam atât pentru moment. Ora viitoare vă spun și cum o să fie la mare. Irina, Daniel. Mulțumim, Marina. De casă, mulțumim frumos. Tenisul este unul dintre cele mai îndrăgite sporturi. Ce boli ameliorează practicarea acestui sport? Veți afla după publicitate la Focus la Prima Oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Ghețarii care se topesc în Groenlanda poluează zonele de coastă cu cantități record de mercur. Cantitatea de mercur observată în trei râuri glaciare și trei fiorduri din Groenlanda a fost una extrem de ridicată. Nivelul de poluare a atins cote similare cu cele înregistrate pe căile comerciale de navigare din China. România pregătește strategia de licitație pentru surse regenerabile solare la scară largă. Potrivit firmei de avocatură Schoenherr România, investitorii manifestă un apetit din ce în ce mai mare pentru proiectele fotovoltaice la scară largă și așteaptă deciziile executivului. Am revenit, doamnelor și domnilor. Tenisul este unul dintre cele mai iubite sporturi din lume. Nu doar că dezvoltă musculatura, dar practicarea acestui sport reduce și riscul bolilor cardiovasculare. Urmează așadar, Luciana Indre, și rubrica Sănătate cu stil. Bună dimineața! Tenisul este unul dintre cele mai iubite sporturi din lume, iar practicarea acestuia aduce multiple beneficii pentru sănătate. Printre altele, reduce riscul de boli cardiovasculare prin scăderea tensiunii arteriale și a depozitelor de grăsime de pe vasele de sânge. În același timp, ajută la dezvoltarea unei gândiri strategice și la creșterea capacității de concentrare. Bine! Drag! Bravo! Bine, și? În primul rând, e un sport care te organizează. Sunt ore fixe, sunt antrenori, trebuie să ai responsabilități, trebuie să vii la antrenamente, să fii consecvent în ceea ce faci. Asta văd eu că ar fi niște calități pe care ți le-ar crea acest sport. Pe lângă asta, după ce începi să joci, voință, drăzenie, e un sport destul de greu, în care partea fizică și partea mentală este foarte decisivă și eu zic că și pe această parte, după ce încep copiii să aibă rezultate, să participe în turnee și această parte se dezvoltă chiar foarte bine. Greutatea mare din prisma financiarului vine doar când copiii încep să joace chiar bine și trebuie să meargă la turnee, unde trebuie să se deplaseze cu antrenori, cu părinți, să facă deplasări în alte orașe, în alte țări. Eu zic că pentru început tenisul e chiar nu este foarte scump și e chiar recomandat. E un sport frumos pe care poți să-l joci chiar și dacă nu faci performanță, să-l joci până la bătrânețe. E un sport în care nu există contact, se joacă, e un sport fair play și super plăcut. Și ca vârstă de început, pentru copii aș recomanda o vârstă de 5 ani, 5 ani jumate, 6 ani ar fi ideal pentru ca un copil să se îndrepte spre tenis. E un sport în care ai nevoie de răbdare, nu fiecare copil se dezvoltă la fel și nu fiecare copil are ritmul lui de creștere, deci trebuie avut răbdare și din partea părinților și din partea antrenorilor. Și eu zic că bucuria apare după ce înveți și asta e mare lucru, pentru că este un sport care chiar îți aduce multe bucurii și satisfacții.
O nouă ediție a Chaun Borsec Festival a avut loc în acest sfârșit de săptămână în localitatea Borsec. Evident, nu? A fost un adevărat regal culinar, completat de prezența marelui Goran Brecović. În competiție s-au înscris chiar și jandarmii montani din județul Brașov. Ei au gătit un produs bogat în calorii, specific zonelor reci de munte. Preparăm o mangaliță la rotisor, așa pentru prieteni și pentru oricine. Și cam se pregătește așa, că se dezosează, adică se ia grăsimea jos ca să rămână la carne. Se dă cu un bai special care asta cam rămâne un pic secret, că nu vrem să spunem că cam ce conține. Dar dacă totuși după niros dați seama, atunci n-am nimic, că puteți fura rețeta. Ținând cont de faptul că... Opa, mai sare. Suntem jandarmi montani, trebuie să ne și hrănim foarte bine, fiindcă ceea ce facem noi necesită mult efort fizic și avem nevoie de foarte, foarte multe calorii. Ce pregătim aici? Pregătim un tuci, un ceaun, cum s-ar spune, de porc, cu tot ceea ce este necesar pentru o zi de muncă grea. Avem obiectul cu moaca, de unde ne vine și numele Mocan, pe aici, de la moaca, de la bâtă. Da. Ce vă putem spune? Nu vă uitați ce echipă mare și pregătită avem. Deci avem oameni separat care s-au ocupat de carne, tranșatul, om care bagă pe foc, oameni care au lucrat cu zarzavaturile, corect, cu prosoape curate, totul e spălat, aranjat. A fost a doua oră de focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la Nou Fix. Rămâneți alături de noi. Nu plecați! Dimineața, doamnelor și domnilor, am revenit. Este ora 9. Este ora 9, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Tragedie pe râul Siret. 5 tineri s-au unecat în timp ce se aflau la scăldat. Victimele aveau între 14 și 18 ani. Vacanță de coșmar pentru zeci de români. Aceștia au stat mai bine de 9 ore în Vama Culata după ce autocarul care trebuia să-i transporte spre casă s-a stricat. Tragedie în Munții Călimani. O fetiță de 5 ani a murit după ce un copac smuls de furtună a căzut peste cortul în care se afla. Și record de turiști pe litoralul românesc. Peste 250.000 de persoane au luat cu asalt stațiunile de pe malul Mării Negre. Căldura excesivă, joaca și dorința de a se răcori au dus la o tragedie în județul Bacău. 5 tineri aflați la scăldat pe râul Siret s-au unecat ieri după amiază în zona localității Cotul Grosului. Mai multe detalii are și colega noastră, Daria Diaconic. Bun găsit, un apel la 112 anunțat că mai mulți tineri ar fi intrat în râul Siret să se răcorească, după cum spun martorii, după cum le-au explicat celor de la ISU Bacău, și nu ar mai fi ieșit. Aceștia făceau parte dintr-un grup mai mare, doar cei 5 nu au mai ieșit din apă. 3 ore au durat verificările în râul Siret ale echipelor de la ISU Bacău și ajutoarelor de la ISU Neamț. Au intervenit cu 2 bărci pneumatice, iar un echipaj smurt a ajuns la fața locului. Au fost găsite rând pe rând aceste trupuri ale tinerilor, 2 de 14 ani, 2 de 17 ani și 1 de 18 ani. În ciuda eforturilor, manevrelor de resuscitare ale personalului de pe ambulanța smurd, s-a declarat decesul 1 câte 1 în cazul acestor tineri. Din fericire, nu au mai fost astfel de tragedii în ultima perioadă în județul Bacău, după cum spun și martorii, iar în acest caz poliția continuă cercetările și este posibil să vorbim de un dosar penal de ucidere din culpă. Atât de aici, la revedere!
Un tânăr de 20 de ani a dispărut în apele Crișului repede în cursul zilei de duminică. Potrivit Isu Crișana, bărbatul a intrat în apă ca să se răcorească, dar curenții puternici l-au tras în adânc. Trupul tânărului a fost găsit de pompierii militari și predat medicilor de la ambulanță și în pofida manevrelor de resuscitare efectuate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Este al treilea caz de neg petrecut în ultimele 7 zile în județul Bihor. Un conflict a izbunit ieri pe o plajă din stațiunea Eforie Nord între turiști și salvamari. Din primele informații, cearta a pornit după ce salvamarii le-au atras turiștilor atenția că în acea zonă scăldatul era interzis din cauza curenților puternici. Deranjați, turiștii au refuzat să asculte, ba mai mult i-au jignit spunându-i că nu e nevoie de sfaturile lor, pentru că sunt în vacanță și fac ce vor. Scandalul a luat amploare și foarte repede s-a ajuns la punct și în Brânceli. 4 turiști au fost duși la sediul poliției pentru a fi audiați, iar 3 victime cu răni la față, cap și braț au fost transportate la spital. Călătoriile cu transportul în comun din capitală sunt mai scumpe. Cât costă începând de ieri un bilet la autobuz, tramvai sau la metrou, vedem imediat la Focus la prima oră. Furia naturii și un ghinion fără margini au dus la un incident cumplit într-un camping din Munții Călimani. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce un copac smuls de furtună a căzut peste cortul în care se afla. Cu mai multe detalii vine și colega noastră, Andreea Stan. Bine v-am găsit! Fetița se afla împreună cu părinții și cu sora ei mai mare în camping pe Valea Ilvei, acolo unde au mers să-și petreacă weekendul. Au campat într-o zonă neamenajată, iar când au văzut că vremea se înrăutățește, femeia și cele două copile s-au adăpostit în cort. Cei care se aflau la fața locului spun că tatăl a încercat să-și ferească fetițele, însă copacul s-a prăbușit rapid peste cortul în care se aflau. Oamenii au chemat imediat ajutoare, iar la fața locului au intervenit pompierii și mai multe echipaje de ambulanță. Din nefericire, femeia de 34 de ani și fetița de 6 ani s-au ales cu fractură la umăr, respectiv un traumatism cerebral și de șold, iar pentru fetița de 5 ani nu s-a mai putut face nimic. Atât de aici. La revedere! Arde groapa ecologică de gunoi din Arad. Este pentru a doua oară în ultimele zile când se întâmplă acest lucru. De peste 48 de ore, echipajele de pompieri intervin pentru stingerea focului. Chiar dacă ieri seara a plouat peste orașul Arad, incendiul nu a fost domolit. Temperaturile ridicate întrețin focarele de incendiu și îngreunează munca pompierilor. În încercarea de a opri emanațiile de gaze, au fost aruncate camioane întregi de pământ peste deșeurile fumegânde. Un incendiu de proporții a mistuit groapa de gunoi a Aradului, aflată pe drumul național Arad-Oradea. Din cele 9 hectare pe care se întinde groapa de gunoi, 3 dintre ele au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a fost atât de puternic încât echipajele ISU trimise la fața locului au avut nevoie de întăriri. Alți 15 pompieri au fost chemați de acasă pentru a interveni. Posibilități de extindere și de propagare. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum și flacără. Intervenția dificilă datorită înălțimii deosebite a gropii și datorită vântului puternic. De vină pentru izbucnirea flăcărilor ar fi arșița cauzată de temperaturile extrem de ridicate din ultimele zile, spun reprezentanții companiei care administrează groapa de gunoi. Bănuim că e vorba de o autoaprindere în depozitul de deșeuri ecologice al municipiului Arad. Se acționează, din câte știu, cu 3 auto speciale ale celor de la Inspectoratul de Situații de Urgență, cu angajații noștri proprii, cu contractori pentru a acoperi cu pământ. Cât va dura? Mi-e greu să vă spun, depinde cât de puternic a coborât focul în corpul depozitului, care depozit emană și gaz metan în urma descompunerii deșeurilor. A fost un incendiu zilele trecute, s-a stins, astăzi a reizbucnit pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați. Problema mare este poluarea, avem un nor de fum care de la ce am primit noi de la Institutul de Meteorologie se va deplasa spre nord-nord-vest. Circulația a fost dată peste cap după ce un carambol a blocat Valea Oltului. 9 persoane care se aflau în 4 autoturisme au fost grav rănite în accident. Unul dintre șoferi care se îndrepta spre Râmnicu Vâlcea ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în plin într-o mașină care circula regulamentar, pe care a proiectat-o în alte 2 autoturisme. Un bărbat de 30 de ani a fost atât de grav rănit încât a fost resuscitat la fața locului și transportat ulterior cu un elicopter smurd. Și celelalte persoane au ajuns de urgență la spital. Timp de câteva ore, traficul a fost complet blocat între Sibiu și Râmnicu Vâlcea. O anchetă a poliției urmează să stabilească ce s-a întâmplat.
30 de români au petrecut mai mult de 9 ore în Vama Culata. Au dormit pe jos sau pe scaune după ce autocarul care ar fi trebuit să plece spre țară s-a stricat. Între turiștii români au fost oameni în vârstă și copii care au trecut Vama spre Bulgaria pe jos cu bagajele în mână. Un grup de 30 de români a avut parte de o experiență care pe mulți i-a lecuit de transportul cu autocarul în vacanță. Românii se întorceau din Grecia și ar fi trebuit să fie preluați sâmbătă de un autocar și astfel a început șirul de probleme pentru turiști. Întâmplarea a fost semnalată pe pagina de Facebook a Laurei Ivancioiu, mama uneia dintre turiste. Trebuie să plecem la ora 4, numai că atunci când am ajuns cu toți în port, în Limena, autocarul nu era acolo, am sunat șoferul care n-a spus că a avut o defecțiune. S-a ajuns la 12 noapte și pe la 4 dimineața l-a spus că o să vină un autocar pe la 6 jumate, la 6 dimineața l-a spus că o să vină un autocar pe la 7 jumate. A stat în frig, în țari, în aer liber, au dormit pe mese, pe scaune, pe ciment, pe ce a apucat fiecare. Pe la 8 dimineața a venit un autocar care a rămas în Bulgaria, la granița dintre Grecia și Bulgaria, așa că toată gașca a trecut cu bagajele în brațe granița. Nu știu care a fost acțiunea, poate că a fost pur și simplu ca să nu mai pierdă mult timp dacă ar fi trecut autocar în Grecia. În tot acest timp cât au fost blocați în Vama Culata, turiștii nu au primit nimic din partea agenției, nici măcar scuze. Vă arăt fața mea groaznic de obosită după ce aștept de la ora 16 o cursă de la Intertur, autocar Tasos București. Așteptăm de la aproape 12 noaptea până acum la 5 dimineața. Stăm și dormim pe mese și pe scaune metalice și pe ciment pentru că așteptăm alt autocar. Uitați cât de frumos e să mergi în Estul Europei și să folosești servicii românești. Agenția de turism se spală pe mâini și dă vina pe alta agenție care a organizat deplasarea. Noi suntem agenție turist care am scris niște turiști la o agenție care face acest charter. Eu am stat cu turiștii la telefon și cu turiștii care nu erau înscriși prin noi acolo la agenție. A stricat autocarul, a fost o organizare foarte proastă, trebuia să trimit autocarul din punctul de vedere din România, imediat cum au zis că s-a stricat autocarul. Nu am avut cu cine să iau legătura de la ei, în afară de domnișoare care nu știa nici dânsa prea multe. Pentru turiștii intraturi înscriși la Tabita Tur vom cere despăgubirea, adică biletele, prețul, cel puțin prețul biletelor, returnate. Este posibil ca turiștii care au îndurat condițiile dificile să primească banii înapoi pe transport. De ieri, 1 august, a intrat în vigoare lista actualizată a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Acest lucru a însemnat pentru mulți români scurtarea vacanței. Cei care nu erau vaccinați și au vrut să evite carantina s-au grăbit să ajungă până la miezul nopții de sâmbătă în România. Așa se face că vămile au fost supraaglomerate. Cei care se întorc din Grecia fără un test negativ și nu s-au vaccinat împotriva COVID-19 sau nu au trecut prin boală, intră automat în carantină pentru 14 zile. Această familie a venit cu o săptămână mai devreme acasă din vacanță. S-au grăbit să-și facă testele și să ajungă în România, înainte de a intra în vigoare actualizarea statelor cu risc epidemiologic ridicat. Cod roșu și o să trebuia să stăm în carantină și am ales să venim cu o săptămână mai devreme. O săptămână mai devreme? Da. Și aveați cazarea plătită? Da, da, da. Și ați renunțat? Da. Am meritat? Asta este. Și nu sunt singurii. Mulți români și-au scurtat vacanța pentru a nu sta în carantină. De unde veniți? Din Grecia. Grecia? Să-mi arătați și un drum de vaccinare. Avem testele pe telefon. De asta am și venit. Am renunțat la o zi. Am renunțat la o zi. De ce? Să intrăm în țară. Să intrăm în România noastră frumoasă. Ați vrut să evitați carantina? Sigur. Sigur. Avem servicii. De la oră la oră, coada de mașini se mărea. La intrarea în România, în Vama Ruse, Giurgiu, se lucrează la capacitate maximă. În acest moment au fost deschise 5 artere de circulație pentru toți cei care se întorc din străinătate acasă. Ne aflăm în plin sezon estival. În punctul de trecere a frontierei Giurgiu se preconizează faptul că vom avea valori ridicate ale traficului rutier. În acest sens, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au fost dispuse toate măsurile necesare în vederea fluidizării traficului rutier. După un concediu de vis, așteptarea în vamă nu a fost ușoară. Am avut berea cu mine, e perfect. În acele serioase e frustrant, suntem obosiți după concediu și stai 2 ore în vamă. De astăzi, doar cei care s-au vaccinat sau au trecut prin boală și vin din Grecia sau din orice țară de pe lista roșie nu stau în carantină. Bine, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5.
Și copiii cu vârsta de până la 6 ani sunt exceptați de la carantină, la fel și minorii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani, cu condiția să prezinte un test PCR negativ la intrarea în țară. 13 insule din Grecia au fost marcate cu roșu închis din cauza numărului mare de infectări, iar autoritățile europene recomandă cetățenilor să evite să călătorească aici. Cea mai gravă situație este în Mykonos și Ios. Se simte că este perioada concediilor și se vede asta în stațiunile din sudul litoralului, care sunt pline. Oamenii stau unul lângă altul pe plajă, în apă ori pe faleză. Eforie Nord a fost și în acest weekend în topul preferințelor românilor. Este stațiunea cea mai aglomerată de pe litoralul românesc, iar turiștii abia găsesc loc pe nisip. Pe plajele din Eforie și Costinești se aud doar râsete și țipete de copii, fluiere ale salvamarilor sau muzica dată tare. Mii de oameni se înghesuie sub soarele verii de dimineață până seara, iar întinderea de nisip pare neîncăpătoare. Toți au un singur scop, să uite de griji. Am venit să ne distrăm, nu? E superb, soare puternic, este foarte aglomerat. E mai aglomerat decât mă așteptam. Abia am ajuns, așa că nu pot să-mi dau foarte mult cu părerea, dar pare ok. Eforie Nord rămâne preferata familiștilor și cea mai accesibilă stațiune din punct de vedere al prețurilor. Aici, bugetele de vacanță variază între 3.000 și 5.000 de lei pentru o familie, iar într-o zi de plajă, buzunarul devine mai ușor cu câteva sute de lei. 250-300 de lei. Dacă îți place, nu te uiți la bani. Aici, în stațiunea asta, o seara, prețurile chiar sunt accesibile. A fost și în Costinești și acolo e full. Mamaia, nu mai zic. Am vrut să vedem și alte stațiuni ale acestui litoral, să experimentez și Eforie, Nord, Sud. Eforie este o stațiune foarte frumoasă, elegantă, pentru toată lumea. Dai ce vedea, apa e curată. Pe de altă parte, salvamarii insistă ca turiștii să nu depășească geamandura, să respecte regulile de securitate, iar părinții să-și supravegheze copiii. În aglomerațiile mari de oameni, ei devin primele victime. Afluența de turiști este foarte ridicată, este multă lume. Sunt în pericol copiii. Nu trebuie să lăsați copiii nicio secundă singuri în apă. Copilul poate aluneca dintr-un colac. Copilul nu se neacă la apa adâncă, este mic, se neacă în mal. Pe tot litoralul, gradul de ocupare este de 95%. Prețurile încep de la 1000 de lei pentru un sejur de 3 nopți la un hotel de 3 stele. De ieri, un bilet pentru transportul în comun în București este mai scump, poate prea scump pentru condițiile oferite. De exemplu, un bilet de autobuz are preț dublu, iar pentru metrou și transportul de suprafață au apărut biletele comune de transport. Autoritățile spun că tocmai calitatea scăzută din acest moment este motivul pentru care s-a scumpit biletul, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de transport public. 1 leu și 30 de bani pentru o călătorie cu STB-ul și 2 lei 50 pentru una cu metroul. Atât au plătit bucureștenii până astăzi ca să circule cu transportul în comun. De acum, lucrurile se schimbă. Vor plăti 3 lei pentru 90 de minute de călătorie la suprafață, indiferent de câte autobuze sau tramvaie schimbă, și tot 3 lei pentru a merge o singură dată cu metroul. Dacă în subteran aveți nevoie de o cartelă cu 2 călătorii, veți scoate din buzunar 6 lei în loc de 5, iar pentru o cartelă cu 10 călătorii, 25 de lei. Dacă optați pentru o cartelă comună, STB și Metrorex, veți plăti 14 lei pentru 24 de ore, iar pentru cartele separat, pentru o zi întreagă, 8 lei. Iar dacă alegeți varianta abonamentului, trebuie să știți că o cartelă comună costă 140 de lei, iar separat 80 de lei. Dacă vreți să nu mai aveți grija biletului pentru un an de zile, pentru toate mijloacele de transport în comun, abonamentul costă 1200 de lei. Călătorii sunt pe deplin nemulțumiți. Spun că mizeria din stații și chiar din autobuz nu a dispărut odată cu creșterea prețurilor, așa cum s-ar fi așteptat. Foarte proastă, salariile mici, taxele foarte mari, nu avem sub nicio formă condiții de transport. Că în primul rând ar trebui să îmbunătățească timpul de așteptare, mai ales că afară este foarte cald. Pentru calitatea și confortul pe care îl oferă transportul în comun, prețurile, în sfârșit, dintr-o dată au crescut fără să aibă un temei. Probabil că noi acum finanțăm modernizarea care va veni. Nu poți să crești un cost cât timp nu crești și un salariu. Și din câte am înțeles, salariile nu au crescut, cred că le-au mărit pentru faptul că oricum sunt oameni care circulă fără să plătească, adică fără cartelă, și probabil din acest motiv. Șoferii și vatmanii speră că această schimbare să-i ajute și pe ei, pentru că stau în condiții grele, mai ales pe timpul verii. Cam 39 de grade. 39. Uite aici. Și cum rezistă?
soape și cam atât. S-a scumpit biletul, înseamnă bani mai mulți pentru companie? E, pentru infrastructură, nu pentru, pentru călător. El suferă cel mai mult. Dacă tragem linie, toate prețurile cresc. Cei care conduc STB spun că ultima actualizare a tarifelor a fost în 2008, iar la metrou în 2014. Totuși, autoritățile vin cu o promisiune. Încasările suplimentare se vor reflecta în condițiile de călătorie. Cei care au deja abonamente valabile le pot folosi până la data expirării. Cuburi de gheață înghețată și apă, dar nu apă foarte plată. Rece. Da, da, da. Bună dimineața, Marina. Din nou, bună dimineața și celor care ne privesc. Deși nu este chiar atât de indicat când e foarte cald afară să consumăm alimente reci sau așa este, iată, cei din Orient nu beau ceaiuri calde. Da, exact. Tania, exact. Un ceai cald îți recomand astăzi. Temperaturi foarte mari astăzi, 40-41 de grade la umbră, așa că pregătiți-vă pentru că va fi o zi de foc. Și haideți să vă dau și mai multe detalii. Așteptăm. Da? Astăzi persistă canicula în sudul și în estul țării și tot în aceste regiuni disconfortul termic va fi ridicat. Maximele urcă până la 40 de grade la umbră, iar în sudul Munteniei vom avea chiar mai mult de atât. În schimb, în restul țării, temperaturile vor fi suportabile, nu vor trece de 32 de grade. În centru, nord, în est și local în vestul țării vorbim de ploi însoțite de tunete și fulgere, iar vântul o să prindă putere în aceste zone. Mâine, temperaturile mai scad și în sudul, sudul țării, doar în lunga Dunării vor fi mai ridicate, în jur de 35-36 de grade, iar stresul termic rămâne ridicat. Vom avea nevoie și de umbrelă, sunt așteptate ploi în nord-vestul țării și prin centru și doar spre seara versele cuprind și sudul teritoriului. Mergem pe litoral. Vremea la mare rămâne călduroasă, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Asta înseamnă că vom resimți din plin temperaturile ridicate. Maximele pornesc de la 29 de grade și se opresc pe la 32. Să vedem și câteva temperaturi. Iată, la Mamaia va fi cel mai cald, în jur de 31 de grade, urmată de Vama Veche 30 de grade și Costinești cu 29 de grade. Rămânem la Marea Neagră, dar vedem ce se întâmplă și la vecinii noștri, în Bulgaria. Astăzi va fi o zi frumoasă, cu cel mai mult senin și cu temperaturi ce ajung până la 30 de grade, iată, la Sunny Beach. Să vedem și câteva destinații din Grecia. Ziua de astăzi aduce caniculă în multe zone. Vor fi 36 de grade în Halkidiki. În rest, nu trec de 33. Zilele următoare vor fi la fel de calde. Cam atât pentru moment. Irina, Daniel. Marina, mulțumim. Mulțumim frumos, Marina. Ei bine, Pfizer și Moderna își scumpesc vaccinurile anticovid în Europa. Ce prevede un nou acord cu Uniunea Europeană, ne spune Adriana Nedelea la Profit News, după publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor. Informații economice importante acum în focus la prima oră. Adriana Nedelea ne aduce Profit News. Bună dimineața, bună dimineața, Adriana. Bună dimineața. Așadar, Pfizer și Moderna s-au decis să scumpească vaccinurile anticovid în Europa? Care e explicația? N-avem deocamdată declarații, reacții oficiale, dar avem o bănuială. Cine știe, poate pentru că sunt eficiente împotriva variantei Delta, care face ravagii acum. Vă dau detaliile. Știrile Profit încep. Companiile din România preferă împrumuturile externe pentru finanțarea afacerilor. BNR crede că acest lucru amenință economia în vremuri de criză. Firmele din România au cu aproape 60% mai multe credite din afara țării decât de la băncile din țară. Asta deși au scăzut și la noi costurile de finanțare în valută. Mai multe despre mesajul BNR pentru multinaționale pe profit.ro. Pfizer și Moderna își scumpesc vaccinurile anticovid în Europa. Potrivit unui acord cu Uniunea Europeană, Pfizer a scumpit vaccinul de la 15,5 la 19,5 euro, iar Moderna de la 19 la 21,5 euro.
Aeroportul din Iași a atins luna aceasta 60% din traficul pe care îl avea în 2019. Au loc negocieri cu noi companii aeriene. În primăvara anului viitor, Blue Air va redeschide baza de la Iași și va introduce inițial 3-4 zboruri. Există discuții cu mai multe companii străine, între care Turkish Airlines și LOT pentru a opera la Iași. Dar totul depinde de evoluția pandemiei, spune conducerea. Plan pentru ca hidroelectrica să ajungă pe bursă în a doua jumătate a anului viitor. Ministrul Energiei Virgil Popescu spune că în septembrie vizează anularea în Parlament a legislației care interzice înstrăinarea activelor de stat. Totul pentru a vinde 15% din acțiunile hidroelectrica, probabil într-o ofertă comună cu principalul acționar minoritar, Fondul Proprietatea. Sunt declarații făcute de Virgil Popescu pentru Reuters. Iar ministrul economiei Claudiu Năsui anunță că ajutorul pentru Horeca va fi acordat tuturor firmelor, dar în rate. Toate firmele care au aplicat la schema de ajutor vor primi finanțare în rate funcție de fondurile bugetare disponibile. În prezent avem 1 miliard de lei alocat, dar ministerul a cerut la prima rectificare bugetară și restul sumei de 1,5 miliarde de lei. Sunt declarații făcute în emisiunea Ora de Profit.ro, care se difuzează în fiecare duminică la Prima TV. Informațiile economice importante sunt pe Profit.ro. Ne revedem, rămâneți alături de noi! Din 2 august, Prima TV te provoacă din nou la concurs. Uită-te la Prima TV, prinde cuvintele indicii din timpul programelor, spune-ne pe ce canal prindeți Prima TV HD și poți câștiga zilnic 100 de euro. Marele premiu al concursului verii îți oferă o vacanță de vis, un sejur pentru două persoane la hotelul Fenicia. Zilnic, între orele 6 și 24, în emisiunile și filmele difuzate de Prima TV, telespectatorii pot descoperi cuvintele câștigătoare. Într-o singură zi, pe micul ecran, vor apărea mai multe indicii. Pentru a intra în concurs, trebuie să înscrii pe www.primatv.ro în secțiunea dedicată două indicii diferite din aceeași zi. Dar atenție, emisiunile în care apar indiciile se pot schimba de la o zi la alta. Extragerile sunt zilnice, iar câștigătorii sunt anunțați chiar aici la Focus la Prima Oră. Câștigătorul marului premiu va fi anunțat pe data de 30 august. Regulamentul complet al campaniei poate fi accesat și pe primatv.ro. Detalii poți afla și pe pagina de Facebook Prima TV România. Tradițiile sunt bine conservate în satele românești. În localitatea Spulber, din județul Vrancea, buciumul este păstrat la loc de mare cinste, încă de pe vremea babei Vrâncioaie, al cărui fiu Spulber a fost titorul acestei zone. Deși sunt din ce în ce mai puțin meșteri populari, încă se ține cont de acest instrument muzical, care este simbolul locului. Legendele sunt vii în localitatea Spulber din județul Vrancea, iar sunetul buciumului, simbolul locului, încă răsună printre dealuri. Cu zeci de ani în urmă, erau câte 30-40 de buciumași în Spulber. Odată cu trecerea timpului, numărul lor a mai scăzut, însă sătenii păstrează tradiția cu sfințenie. Meșterul Enache Manole a învățat meserie de la bunicul lui și, la rândul său, le dezvăluie tinerilor satului din tainele acestui meșteșug. Ne străduim să nu se piardă. Suntem singuri. E un simbol, fiindcă buciumul e un simbol al localității. Suntem singuri în țară care îl avem și vrem să-l păstrăm, să-l ducem mai departe. Nu e ușor să faci un bucium. Primul pas, alegerea lemnului, este și cel mai important. Instrumentul se face din lemn de platin sau arin, care poate fi tăiat din pădure tot timpul anului. Doar cireșul de la care se ia coaja se taie în perioada de vegetație. Despicăm în două părți egale. După ce am obținut cele două părți, se iau separat câte una și se scobesc. Scobesc pe interior. După ce le-am scobit, le îmbinăm cele două părți. Îi punem muștiucul. La final, buciumul este trecut prin foc. La aceste lecții, ucenicii sunt doar ochi și urechi, să nu scape vreun detaliu. Nu e greu? Nu e greu? Nu, încetul îi dau formă. Buciumul este folosit și acum la stână, pentru a alunga animalele sălbatice, la adunări populare, la sărbători și la festivaluri.
Aceasta a fost ultima oră de focus la prima oră din această dimineață. Rămâneți alături de Prima TV, pentru că de la ora 14 Ioana Maria Moldovan te așteaptă cu știrile Focus. Pe noi ne puteți găsi și pe Facebook Focus la prima oră, pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și pe site-ul nostru focusprimatv.ro. Ne puteți urmări și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Noi ne revedem mâine dimineață la ora 7. Tot totul aici la Prima.